Și credincioșii constanțeni au luat parte miercurea aceasta la liturghia darurilor înainte sfințite. La Catedrala Arhiepiscopală, slujba a fost oficiată de Arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Părinte Teodosie. Biserica Ortodoxă, deși această Sfântă Liturghie vine din apus, a păstrat-o cu sfințenie, pentru că a păstrat și rânduiala postului celui mare. Este atâta căință și atâta bucurie duhovnicească, atâta lumină sfântă în această Sfântă Liturghie, pentru că simțim postul care ne-a înălțat mintea către Dumnezeu și care ne ține în comuniune cu Sfinții Săi și ne ține legați de patimile și moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Se cuvine să trăim această taină mare a acestei Sfinte Liturghii, în care ne simțim părtași la suferințele și moartea Domnului, într-un cadru al rugăciunilor de seară al becerniei și în același timp într-un cadru liturgic atât de special. Liturghia darurilor poate fi oficiată în timpul postului mare în oricare zi a săptămânii, cu excepția sâmbetelor și duminicilor, însă ea se săvârșește de obicei miercurea și vinerea.